Concursul organizat de Primăria Slatina a început la ora 12.30 în toate școlile generale din oraș. Participanții, peste 1200 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, au avut o misiune destul de dificilă: să răspundă într-un timp record la întrebări din diferite materii. La final, copiii au mărturisit că testul a fost destul de greu și se temeau că nu se vor număra printre câștigători. Destul de greu, la unele întrebări. În rest, de exemplu, la desen au fost cele mai grele întrebări. N-ai știut să răspunzi la ele? Ba, da, la unele am mai băgat și la nimereală, că nu mai aveam timp. Crezi că o să câștigi? Nu cred. De exemplu, sunt mai mulți mai buni decât mine. Greu ușor. Cât de cât. Bine. Ai știut să răspunzi la toate întrebările? Nu, pentru că nu am avut nici destul timp și necesitam mai mult timp totuși. Crezi că o să câștigi? Da. Un pic mai greu a fost. Știu să răspuns la toate? La unele nu. Sper să câștigi? Da. Chiar și cei care au considerat subiectele accesibile au îndrăznit cu greu să viseze la excursia la Disneyland, pentru că știu și ei, competiția este una acerbă. A fost destul de ușor, părerea mea. Ai răspuns la toate? Da, la unele am pus și la numerat pentru că nu mai aveam timp. Citeam primele versuri și deja mă gândeam cum să o fac. Cred că o să ajungi la Disneyland? Nu cred, pentru că sunt foarte mulți copii buni în clasa mea și nu prea am șanse. A fost destul de greuț. Nu știu dacă o să merg la Disneyland, pentru că necesită foarte multă... trebuie să înveți foarte bine și unele probleme, unele întrebări chiar au fost dificile. Te pregătești mai bine pentru anul viitor? Da. Și o să cred eu că poate într-o zi o să ajung și acolo, dacă nu cu familia. Reprezentanții primăriei, cei care susțin financiar premiile pentru acest concurs, au venit să stea de vorbă cu profesorii și la final cu elevii, să afle impresiile lor despre subiectele de la această ediție a Disney Cup. Este o competiție destul de disputată, sunt câte 3-400 de copii pe un singur loc. Asta este competiția. Trebuie ca cei care sunt cei mai buni într-adevăr să câștige și să meargă acolo unde îi trimitem de fiecare dată în ultimii 7 ani, adică la Paris. Încercăm să recompensăm pe cei care sunt cei mai buni între cei mai buni. Încercăm să îi încurajăm să învețe, să vadă lucruri noi, astfel încât atunci când vor fi, cum suntem noi acum, la vârsta maturității, să aducă plus valoare orașului nostru, țării noastre. Potrivit regulilor concursului, vor fi câte 3 câștigători de la fiecare școală, unul pentru fiecare an de studiu. Cei care au acumulat cele mai multe puncte câștigă o excursie la Disneyland Paris. În cazul în care unul dintre învingători a mai câștigat în anii trecuți acest premiu, atunci va fi recompensat cu un premiu de consolare de 700 de lei, următorul clasat fiind trimis în lumea personajelor de poveste. De asemenea, pentru cei care au câștigat și excursia și premiul în bani și vor fi din nou cei mai buni, se va acorda o diplomă de merit.